Așa se manifestă cele două văcuțe când proprietarii, familia Militaru din comuna Bradu, intră în grajd. Veni și am găsit pasta mică aici așa, și când m-am uitat la ea să iau orea o piele pe ea, ai lantă era acolo. Deci erau două? Da. V-am mirat? Da, m-am fugit. Vasile aici a vătat, a făcut două vițele. Și ce a zis soțul? Ce să zic, am venit aici la ele să ne-am chinuit, dă-i ștergele, dă-i făle, dă-i... Vă... M-a pus seara să intru și între ei, nu mai puteam să ies de aici. Le-a spus fundițe roșii, văd. Da, da. De ce, să nu se dă ochii? Așa, a zis. Vă e drag de ele? Nu e drag. Le-a spus nume? Am o nepoată, o cheamă Miruna Gabriela. Și zice, asta e Miruna, asta e Gabriel. Vaca n-a fost inseminat artificial, ci cât se poate de natural. N-am tratat-o cu nimic, așa s-a întâmplat, am dus-o la taure cu un an de zile înainte și nu ne gândeam niciodată că să facă doi vițeli. Și zice că dacă a făcut doi, s-ar putea să fie anul bogat. Așa se zice, din străbune. Aceste animale reprezintă metoda de subzistență a proprietarilor. Păi contează în primul rând pentru existența noastră, că dacă n-ai un lapte, o brânză, asta ești ca și terminat, și plus de asta avem creată bază materială. Nu e ca să zici că mă duc să cumpăr anumite furaje ca să dau la animal. Vecinii s-au mirat când au aflat că în grajdul vecinilor sunt două vițele gemene, albe pe deasupra. Genetic. Sau, din când în când, poate și faptul cum a fost montată, poate și faptul că așa vrea și cel de sus cândva. M-am bucurat. Așa? Da. M-am bucurat când am văzut că a făcut două vițele. Mai rar, sigur că da, mai rar. Și eu am o verișoară în Pârvoroșu, are vacă care face câte doi viței pe fiecare an. Familia Militaru din Bradu se consideră norocoasă, are animale, are ce să le dea să mănânce, înseamnă că 2014 va fi un an bun, așa se zice.